într-o restanță din etapa cu numărul 9 a Ligii Naționale de Basket GTK 95, CSM Târgu Jiu primește vizita lui SCM Winsett Swiss Mozarbet Timișoara, o partidă decisivă pentru ambele formații, câștigătoarea acestui joc rămânând în continuare în cărți pentru ocuparea ultimului loc disponibil pentru top 10, un loc pe care se află în momentul de față Dinamo București, singura echipă care ocupă o poziție de top 10, dar nu are încă asigurată calificarea matematică în faza a doua a sezonului regulat a Ligii Naționale de Basket pentru a se lupta mai departe la play-off. SCM Târgu Jiu are avantajul victorilor directe împotriva lui Dinamo, dar are nevoie de foarte mult ajutor. Gorjenii mai au de jucat de două ori cu Timișoara, odată această restanță, iar apoi în ultima etapă la Timișoara, în arena Constantin Jude, în timp ce formația antrenată de către Dragan Petricevici se va deplasa vineri la București pentru duelul cu Dinamo, pentru ca apoi să întâlnească, evident, CSM Târgu Jiu în ultima partidă. Cine pierde așadar nu mai poate spera la play-off, nu mai poate spera la top 10 și va rămâne în bottom 8. Va rămâne între ultimele 8 echipe în încercarea de a se salva de la retrogradare. Ciprian Stoica în centru, Șerban Rașoga în partea dreaptă, Vlad Cotrobaș în stânga. Sunt cei trei arbitri care vor oficia această partidă, care este un meci, spuneam, eliminatoriu pentru cele două echipe. Rămâne de văzut cine va rămâne în cărți. Spuneam, CSM Târgu Jiu are avantajul victorilor directe împotriva lui Dinamo, în timp ce SCM Timișoara, pentru a se califica în postsezon, are nevoie să bată aici la Târgu Jiu, să o învingă pe Dinamo. Atunci ar avea de asemenea avantajul meciurilor directe cu Dinamo, pentru că a câștigat la Timișoara, iar un succes în Oseaua Ștefan cel Mare ar face ca, evident, victoria să fie de fiecare dată de partea leilor din Banat, iar apoi să mai bată o dată o echipă CSM Târgu Jiu, care dacă ar fi învinsă astăzi ar merge la Timișoara fără a mai avea pentru ce să lupte. Așadar, situație complicată pentru ambele cluburi, însă nu imposibilă. Mai complicată un pic pentru CSM Târgu Jiu, pentru că CSM Târgu Jiu, dacă o bate astăzi pe Timișoara, are ulterior nevoie de ajutorul acestei formații în București, în timp ce timișorenii nu ar mai avea pentru ce să lupte, ar trebui să joace doar pentru orgoliu și să câștige împotriva unei formații care se află însă în mare formă, Dinamo, reușind să câștige 4 din ultimele 5 partide, ultimele două confruntări împotriva unor echipe care au fost în play-off în sezonul anterior, Rapid București și CSO Voluntar. Eu sunt Cosmin Petrescu, vă spun bun găsit tuturor și vă invit să rămâneți alături de Prima Sport. Deschidem cu această confruntare o săptămână de basket pe care o vom continua mâine în direct pe Prima Sport 3 cu un double header din Eurocup. Avem de la ora 19 meciul dintre UBT Cluj și Aris Salonic, iar de la ora 21:30 partida din grupa A, Paris Basketball împotriva lui Prometei Slobojanske, iar vineri, cu începere de la 17:45 pe Prima Sport 2, vom avea confruntarea dintre Dinamo și Timișoara. Rămâne de văzut cât de important va fi acel joc pentru ambele cluburi. Pentru Dinamo va fi cu siguranță, pentru că Dinamo are nevoie să câștige acel joc, indiferent ce se întâmplă astăzi, pentru a nu sta la mâna altor rezultate în vederea calificării în top 10. Dinamo se poate califica și dacă pierde partida respectivă cu Timișoara, însă obligatoriu în situația respectivă ca cine câștigă astăzi să nu câștige și în ultima etapă la Timișoara. Spuneam, acesta este un meci restanță din etapa cu numărul 9. Sunt trei restanțe care se vor desfășura astăzi, mâine și poimâine. Mâine se joacă la Craiova duelul dintre SCM-ul Craiova și CS Vâlcea 1924, iar poimâine la București confruntarea dintre Laguna București și CSM Galați, meci care va avea importanță în ceea ce privește clasamentul din bottom 8, pentru că ambele formații vor rămâne între ultimele 8 și se vor duela acolo pentru evitarea retrogradării, astfel că acea victorie sau înfrângere va fi cumulată de formațiile respective pentru partea a doua a sezonului regulat. Ciprian Stoica a pregătit pentru primul angajament al meciului, care este câștigat inițial de Loții Lazăr, părea,
însă mingea a fost caparată acolo de către Gorjeni și este posesie pentru formația gazdă cu o intervenție asupra lui Demetrius Underwood aici. Wright este pregătit să repună. Mingea pe care o are același Underwood îl caută sub panou pe Jalen Dupree. Este însă în continuare posesie pentru CSM Târgu Jiu. Repede și titularii pentru cele două formații. Bărăgan, Underwood, Weinberg, Wright și Dupree pentru Târgu Jiu. Gaici, Năstorescu, Chesar, Lazar și Dimitrievici pentru Timișoara, care reușește aici recuperarea și atacă prin George Dimitrievici. Acesta îl găsește pe Loți Lazar, ratare incredibilă chiar din apropierea inelului. Lazar, care vine după o partidă excelentă, nu reușește să marcheze. Noi l-am avut în direct la Prima Sport în meciul cu CSU Voluntari, cel mai bun joc al sezonului pentru el, în timp ce Gaici deschide scorul cu un coș de 3. Loți Lazar a avut 17 puncte alături de 5 recuperări în meciul contra Ilfovenilor. O înfrângere totuși pentru cei de la SCM Timișoara în partida respectivă. Aici tot Lazar reușește să-i tragă scaunul foarte bine lui Jalen Dupree, iar apoi pe contraatac este un foul pe care îl comite Noam Weinberg pentru a opri posibilitatea de joc în superioritate numerică pentru Bănățeni. Fault asupra lui Chesar, folosit astăzi ca titular de către Dragan Petricevici. Igor Chesar, 13,3 puncte în medie pe întâlnire, al doilea marcator al timișorenilor după Nicola Gaici, cel mai bun realizator al formației în sezonul precedent. Gaici pe mâna stângă încearcă să obțină contactul și va merge la linia de libere după ce scoate prima greșeală personală la Demetrius Underwood. Underwood este al treilea marcator al Ligii Naționale cu 19,8 puncte în medie pe confruntare. Doar Vitali Zotov de la SCM-ul Craiova cu 21 de puncte pe meci, respectiv Marlon Ruffin de la CSM Galați cu 19,9, stau mai bine decât conducătorul de joc al Gorjenilor. Gaici, spuneam, este principalul marcator al timișorenilor, formație care nu are un marcator senzațional în ceea ce privește numărul 1 al echipei, dar este o grupare mult mai echilibrată. Sunt în total 5 jucători care au medie de peste 11 puncte pe partid. Underwood aici, o minge trimisă pentru Ethan Wright, din nou Underwood, luat aproape de Gaici, Dupree, încă o dată Wright, încearcă să accelereze pe mâna stângă, strânge bine Timișoara în această zonă, dar îl lasă liber pe Bărăgan, care punctează de la distanță, coș de 3 puncte pentru tânărul jucător al lui CSM Târgu Jiu, 25% procentajul său din spatele arcului de cerc, într-un sezon în care are 2,9 puncte pe confruntare. Chesar caută să răspundă și o face. Mână sigură aici pentru un Igor Chesar, care contribuie cu un procentaj de 37% la 3 puncte. Underwood. Weinberg. Minge trimisă în spatele arcului de cerc. Aruncarea de 3 este ratată de Dupree. Dimitrievici. Primit acolo Chesar, același Dimitrievici lasă sub panou, Loți Lazar pentru a doua oară irosește o aruncare de la un metru de inel și în partea cealaltă este taxat, contraatac finalizat de Ethan Wright, răsturnare de 4 puncte la această fază, în loc de 2 clare pentru CSM Târgu Jiu, în loc de 2 clare pentru SCM Timișoara, pardon, vin 2 ușoare pentru CSM Târgu Jiu, în schimb Chesar nu mai irosește această pătrundere. Are deja 5 puncte marcate într-un meci în care timișorenii conduc cu 9-5. Underwood, Dupree, o minge lăsată pentru Wright. Bărăgan aici, căutat să-l angajeze pe același Dupree. A intervenit Loți Lazar și rămâne în continuare posesie pentru CSM Târgu Jiu cu repunere din lateral executată de Bărăgan. Underwood. De la semidistanță, în ultima secundă de atac, tot el recuperează ofensiv, încearcă să finalizeze de sub panou. E posesie pentru Timișoara.
Nu cred că a atins nimeni mingea de la echipa bănățeană. Asta a fost și semnul făcut de către Vlad Cotrobaș, deși corjenii solicitaseră acolo posesie pentru echipa lor. Lazar a ieșit foarte mult. Primește Chesar, Dimitrievici, înapoi la Chesar, care apasă pe trăgaci. Această dată mult prea lungă aruncarea de la distanță, recuperată de Wright, care reprimește la Underwood, comite însă pași la pornire în încercarea de a scăpa repede de Toni Năsturescu, cel care se apăra la această acțiune. Cresimir Basic în imagine, antrenorul celor de la CSM Târgu Jiu, formație care și în sezonul precedent s-a luptat tot pentru evitarea retrogradării, lucru care se poate repeta și anul acesta dacă, repet, gorjenii nu câștigă ambele meciuri pe care le au de disputat cu Timișoara și apoi să primească și ajutorul bănățenilor în partida cu Dinamo. Wright o caută de 3 și o deasă. 5 puncte deja pentru Ethan Wright, un jucător care are 31% procentaj la 3 puncte, 13,4 în medie pe întâlnire. În partea cealaltă, Dimitrievici, superb acest pas adăugat pentru a scăpa de Bărăgan, folosește ulterior panoul pentru a înscrie 2 puncte, prin care diferența crește din nou în favoarea timișorenilor. Aceste Dupri, lângă el loții Lazar, Dupri se oprește, scapă de Lazar și pe mâna stângă finalizează pentru a face din nou ca ecartul dintre cele două formații să fie de 1 punct. 11-9 pentru Timișoara este scorul înregistrat pe tabelă în momentul de față. Cu Dimitrievici, care pasează pentru Gaici, o vrea de 3, recuperare Bărăgan. CSM Târgu Jiu cu șansa de a trece acum în avantaj dacă marchează pe acest atac. Primește Underwood. Nu a înscris încă într-o partidă în care are 3 recuperări și 2 pase decisive. Pierde acum mingea. Gaici pe contraatac se oprește la 3, aruncă scurt. Tot el se luptă la recuperare. Capitol la care este de asemenea liderul Timișoarei. Un lucru care poate pe mulți îi surprinde. Din nou îl vedem pe Gaici trăgând de 3 și scufundând-o de această dată în plasă. Însă pe Gaici îl știm din sezoanele anterioare. E un jucător care are deja multă experiență în Liga Națională de Basket, Getica 95. Și spuneam, este un jucător cu un plasament extraordinar. Underwood cu primele sale puncte, pătrundere frumoasă pentru Dimitrius Underwood și finalizare după ce a scos mingea prin evitarea inelului. Năsturescu, Dimitrievici, blocaj ieșire cu Lazar, din nou Năsturescu, liber la 3, recuperare. Până la urmă este Underwood cu ajutorul lui Dupree. Underwood din nou încearcă să accelereze. De această dată este faultat de George Dimitrievici. Aflat la prima greșeală personală. Asta este acțiunea la care Dimitrievici intervine mai mult pentru a opri ceea ce putea să fie o fază în avantajul gorjenilor. A intrat între timp Tyreek Scott Grayson în locul lui Dimitrievici. Îl văd pe parchet și pe Luca Mitrovici pentru Timișoara. Recuperează Chesar. Primește acum Luca Mitrovici și unul dintre jucătorii cu peste 11 puncte în medie pe confruntare. Chesar trage de 3, prea lung aici. Recuperare defensivă pentru Dupree. Underwood, fără să se uite, îl simte pe Bărăgan. Are una de 3 de acolo, are și pe a doua. Bang, bang pentru Andrei Bărăgan. 2 coșuri de la distanță marcate de puștiul lui CSM Târgu Jiu, care pentru prima oară pe parcursul acestei partide trece în avantaj pe tabel. Lazar așează blocajul. Mitrovici pentru Năsturescu. Răspunsul este imprecis. Recuperare defensivă pentru Noam Weinberg. Iar acum pasa sub panou îl va pune la linia de libere pe Jalen Dupree. Greșeală personală a lui Lății Lazar. Vedem încă o dată acțiunea la care Lazar îl lovește peste braț pe un Jalen Dupree, care are acum de executat 2 libere. 61% este procentajul la linia de fault pentru acest jucător, care se află la primul sezon în Liga Națională de Basket. Dupree a dus la începutul acestei stagiuni
de la CSM Târgu Jiu. Îi lasă acum locul pe parchet lui Arsenie Vucicovici. Duprii mai jucase înainte de a veni la Târgu Jiu la nivel profesionist în campionatele Columbiei și Islandei. Voi reveni cu mai multe detalii despre el mai târziu, când se va întoarce cu siguranță pe teren. Scott Grayson acum îl caută pe Eddie Petrescu, intrat pentru prima oară pe parchet, acesta ratează sub presiunea lui Dimitrius Underwood. Contraatacul timișorenilor cu Vucicovici, care s-a văzut nevoit să paseze până la urmă înapoi Underwood. Ține mingea sub control, l-a căutat în colțul terenului pe Mitrovici. Este un fault însă comis de Scott Grayson. Ambele echipe mai aveau faulturi de dat. Este al treilea fault de echipă. Asta CSM Timișoara, CSM Târgu Jiu cu două faulturi formație până acum. Underwood se duce perfect, accelerând pe partea dreaptă. 4 puncte cu 4 recuperări și 3 pase decisive pentru Underwood. Jucător care obișnuiește să contribuie la toate capitolele. Pe lângă cele 19,7 puncte în medie pe confruntare, în timp ce Mitrovici ratează aici, Underwood are de asemenea și 7,7 recuperări și 7,2 pase decisive în medie pe meci, fiind liderul echipei la toate aceste capitole statistice. Aruncare de 3 pusă în coș de către Noah Weinberg. Time-out solicitat de Dragan Petricevici după această distanțare a celor de la CSM Târgu Jiu. Iată exact pasele decisive despre care vorbeam din partea lui Underwood, care îl reperează pe Weinberg liber la 3 și de acolo este descărcată în coș tripla acestuia. Underwood, al doilea pasator al campionatului după Eric Neal de la CSM Oradea. Eric Neal are 7,3 pase decisive pe meci, 7,2 pentru Dimitrius Underwood, au o medie aproape egală cei doi. Și spuneam, Underwood este și un senzațional recuperator, ocupând poziția a șasea în clasamentul celor mai buni jucători la urmărire. Lucru care este cu adevărat impresionant în condițiile în care el e conducător de joc. El evoluează în primul rând pe poziția 1. Cred că va fi foarte greu pentru CSM Târgu Jiu să îl păstreze pe acest jucător după încheierea acestei ediții de campionat. La cât de bine a jucat Underwood, îmi vine greu să cred că va rămâne la această formație. Fie gorjenii vor fi nevoiți să îi ofere un salariu mult mai mare, asta în cazul în care vor avea bugetul necesar să facă acest lucru, fie va ajunge la o altă echipă. Sunt curios dacă le ia altcineva din România sau dacă va merge într-un alt campionat european. El a jucat în sezonul precedent în Serbia pentru Sloga Kraljevo, prima ligă din Serbia pentru Dimitrius Underwood. De acolo a fost depistat de către cei de la CSM Târgu Jiu. Chesar, Gaić, Petrescu, Mitrovici. Pasă bună sub panou pentru Petrescu, a avut ceva probleme la recepție și asta îl face să rateze, însă pe al doilea efort împinge mingea în coș, face astfel și recuperare ofensivă, prima pentru Edi Petrescu, primele puncte în același timp. Timișoara se apropie la 5, ultimul minut al sfertului cu numărul 1, Bărăga. Căutat să-i paseze lui Underwood, apărarea agresivă a lui Gaić, care a fost la un pas de intercepție. A intrat pentru prima oară și Cameron Oluitan. Primește Bărăgan, două coșuri de trei marcate astăzi. Caută să-l găsească și pe al treilea. Mingea cade doar pe inel de această dată, recuperată de Mitrovici. Contraatacul timișorenilor, foarte bună pasa pentru Edi Petrescu și N1. Luca Mitrovici cu servirea și Petrescu este cel care finalizează. 4 puncte consecutive marcate de pivotul român al celor de la SCM Timișoara. Revedem această pasă a lui Mitrovici și mai departe finalizarea lui Edi Petrescu. Vă spun sincer, dezolant de goală mi se pare arena
Mă așteptam să fie mai multă lume în sala sporturilor din Târgu Jiu. Chiar dacă ora e una destul de dificilă, chiar dacă afară, clar, este foarte frig, totuși, meciul, repet, este unul de totul sau nimic pentru ambele formații. Ambele au de jucat numai, așa zise, finale până la finalul sezonului, orice înfrângere fiind sinonimă cu eliminarea din cursa pentru top 10. Loții Lazăr se întoarce pe parchet după ce Edi Petrescu este înlocuit de Dragan Petricevici. 21-19, o pasă care ar fi trebuit să ajungă sub panou, a fost oprită însă de către Lazăr și rămâne posesie pentru cei de la CSM Târgu Jiu. Fault aici comis tot de Lazăr, care știa că Timișoara mai are unul de dat. Intervenție neregulamentară asupra lui Arsenie Vucicovici. Underwood. Spatele la coș, se bagă super pe sub Gaici, ratează aruncarea, nici pe cea de-a doua șansă n-a reușit să înscrie. Șansă de contraatac pentru Timișoara, 6 secunde până la finalul sfertului, Gaici ratează de 3, recuperarea lui Vucicovici, care dă o pasă lungă, e bună dacă intră, cade pe inel pentru Weinberg. 21-19 este rezultatul după primele 20 de minute la Târgu Jiu, partidă în care, pentru gazde, Andrei Bărăgan este cel mai bun marcator, cu un total de 6 puncte, cel mai bun realizator al meciului venind de la formația oaspete, Nicola Gaici, cu 8 puncte înscrise. Pentru SCM Timișoara, o înfrângere fie astăzi, fie cu Dinamo, fie în ultima etapă, când joacă din nou cu CSM Târgu Jiu, ar însemna, repet, eliminarea din lupta pentru top 10 și în același timp asta ar fi sinonim cu prima ratare a play-off-ului Ligii Naționale de Basket CFICA 95 din 2016 încoace. În sezonul 2015-2016 s-a întâmplat ultima dată ca Timișoara să nu se afle între cele 8 echipe care au avansat în post-sezonul campionatului intern. Cu un an înainte, în 2015, pentru cei care urmăresc basketul românesc de multă vreme, poate și amintesc că Timișoara câștigase Cupa României. Apoi, Curtea de Conturi a blocat toată finanțarea acestei echipe și în timpul sezonului s-a schimbat clubul complet, un club care a pornit la drum în această agiune 2015-2016 cu foarte puțini bani, însă au reușit să se salveze de la retrogradare, acela a fost obiectivul, după care, un sezon mai târziu, începând cu sezonul 2016-2017, au început să primească ceva mai multă finanțare de la primăria Timișoarei. Astfel că echipa a ajuns să se califice de fiecare dată în play-off-ul Ligii Naționale. Rămâne de văzut acum dacă va mai găsi o magie, dacă va mai inventa o minune Dragan Petricevici, antrenorul care de foarte multe dăți a reușit să exceleze cu performanțele clubului, având buget redus. Acum spuneam, Timișoara este pe marginea prăpastiei și face echilibristică pentru a mai rămâne în cursa pentru top 10. Aruncare de 3 puncte pentru Târgu Jiu, ratată însă de Weinberg, prează ofensiv Vucicovici, înscrie de sub panou. 4 puncte avantaj pentru echipa gazdă, a început sfertul al doilea. Intră pentru prima oară și Adam Mirkovic la Timișoara, jucător și el păstrat din sezonul precedent. Mitrovic pentru Mirkovic. Este faul defensiv, greșeală personală a lui Noam Weinberg, aflat la cel de-al doilea fault în jocul de astăzi. Repunere de sub panou pentru Bănățeni. Mitrovic îl găsește pe Petrescu. Tonina Sturescu acum, înapoi la Luca Mitrovic, blocajul lui Petrescu, aruncare de la semidistanță, perfect.
Primul coș al lui Mitrovici într-un meci în care mai avea o recuperare și o pasă decisivă. 23-21 este scorul în momentul acesta. Vulcovici o caută de 3, aruncă prea lung. Recuperare defensivă a lui Mitrovici care accelerează. Petrescu, o fentă superbă și mai departe finalizare de lângă Vulcovici. 7 puncte deja pentru Edi Petrescu, cel care este al doilea marcator al Timișoarei. Venit de pe bancă, face o partidă foarte bună după ce l-a înlocuit pe Loții Lazăr, cel care spuneam vine după cel mai bun meci al sezonului, 17 puncte marcate. A intrat între timp și ar fi putut livra pasa decisivă Camil Berculescu, însă a ratat Vulcovici din apropiere. Mitrovici, Năsturescu, angajat sub panou și faultat această piruetă. Este Adam Mirkovici, a treia greșeală personală la Weinberg, care cel mai probabil va fi pus pe bancă de către Krešimir Basić. Într-adevăr, n-avea cum să-l lase mai departe pe Weinberg să rămână pe parchet în condițiile în care are trei greșeli personale. În locul său intră Adrian Vaida, un jucător care nu prinde foarte mult terenul în actualul sezon, o medie de aproape 11 minute pe întâlnire, 1,3 puncte pe joc pentru basketbalistul de 20 de ani. Pătrulea lui Mitrovici și finalizare cu panoul. Superb a ajustat această aruncare în aer și Timișoara conduce din nou 25-23. Un meci în care timișorenii au început bine, s-au distanțat la un moment dat la 5 puncte, apoi a fost 7 avans pentru Gorjeni, care caută tripla și o găsesc prin Vaida. Abia a intrat pe parchet, niciun fel de ezitare pentru Adrian Vaida, care înscrie pentru prima oară în acest sezon de la distanță. Vaida aruncase de 7 ori în actuala stagiune, nu marcase niciodată de afară. Gaici, în schimb, punctează și el. Pare a fi în mână astăzi Nicola Gaici. Aminteam, procentajul său la 3 puncte este de 42%. 13,5 puncte în medie pe întâlnire pentru un Gaici care ajunge deja la 11 marcate astăzi. Underwood la semidistanță. Aruncare recuperată de Năsturescu. Mingea acum în posesia lui Luca Mitrovici. O pasă cu boltă sub panou, acolo este Mirkovici, între doi adversari, comite abatere de 3 secunde și este posesie pentru Târgu Jiu. Decizia luată de către Șerban Rașoga, arbitrul pe care l-am avut în imagine. Și avem și time-out solicitat de Dragan Petricevici, cel care probabil solicită ceva explicații pentru abatere de 3 secunde de mai devreme, care a fost dictată împotriva lui Adam Mirkovici. 28-26 este scorul în favoarea Timișoarei, rezultat la care, spuneam, Timișoara rămâne în continuare în cursa pentru top 10. Reamintesc celor care poate au ajuns mai târziu pe frecvența Prima Sport, ambele formații mai au șanse de a o întrece pe Dinamo, singura echipă care nu are asigurată prezența în top 10. Scenariile sunt însă dificile. Pentru SCM Timișoara e cumva mai ușor decât pentru CSM Târgu Jiu, pentru că SCM Timișoara are totul în mâinile sale. Trebuie să bată 3 din 3. Trebuie să o bată pe Târgu Jiu astăzi, aici, în sala sporturilor din Târgu Jiu. Din nou, în ultima etapă, meciul respectiv urmând să se desfășoare la Timișoara și să câștige în șoseaua Ștefan cel Mare vineri, când avem meciul în direct pe Prima Sport 2 de la ora 17:45 de minute contra lui Dinamo. Dacă pentru Timișoara, repet, soarta este în propriile mâini, pentru CSM Târgu Jiu situația este mai dificilă, pentru că are și nevoie fix de ajutorul Timișoarei. Trebuie să o bată astăzi pe SCM Timișoara, să o bată din nou în ultima etapă, însă între aceste două victorii este nevoie ca și Timișoara să câștige pe terenul lui Dinamo. Și repet, dacă Târgu Jiu se impune astăzi, marchează aici la semidistanță Cameron Owitan, atunci Timișoara va juca la Dinamo fără a mai avea vreo importanță acea partidă pentru ea, pentru că Timișoara n-ar mai avea cum să urce în top 10, iar
o înfrângere în fața lui Dinamo ar face ca Dinamo să se califice mai departe între cele mai bune 10 echipe ale campionatului și atunci înfrângerea respectivă nu ar mai fi contabilizată în faza a doua a sezonului regulat. Așadar ar fi cumva mai bine pentru Timișoara să piardă decât să o bată pe Dinamo. Depinde, depinde. Nu neapărat mai bine, greșesc, pentru că ulterior meciul cu Târgu Jiu ar avea fix aceeași însemnătate, tot cu 1-1 ar termina, tot cu o victorie și o înfrângere împotriva echipei care nu prinde top 10-le ar trece mai departe. Depinde și de diferența de rezultat în cazul unei egalități în bottom 8. În fine, asta e o discuție cu foarte multe asteriscuri, cu foarte multe dacă-uri. Vucicovic aici pe piruetă, de lângă Edi Petrescu, pune mingea în coș, superb! O centrifugă activată la momentul oportun de către Arsenie Vucicovic și este egalitate la 30. Pardon, Târgu Jiu trece în avantaj, 32-30, egalaseră puțin mai devreme la coșul marcat de Oita. Aici aruncă Mircovici de la semidistanță și scutură plasă. 32-32. Adam Mircovici venit de pe bancă, 2 din 2 din acțiune, 4 puncte în total. Oloitan s-a uitat spre Vucicovici, foarte bine a luat fața acolo Mitrovici care interceptează. Gaici n-a mai avut cum să arunce, primește Edi Petrescu la semidistanță, aruncarea este imprecisă și mingea va aparține gorjenilor. Schimbare la Timișoara, revine Dimitrievici în locul lui Mitrovici. Timișoara o formație care evoluează de asemenea și în Alpe Adria Cup, o competiție europeană privată, unde până acum a avut rezultate excelente și are posibilitatea de se califica mai departe în semifinalele competiției. Aruncă Berculescu pentru 3 puncte și reușește să scuture bumbacul. Primul coș de afară reușit de către Berculescu, doar 15% procentajul său în actualul sezon, în care contribuie cu 1,5 puncte pe întâlnire. Dimitrievici aici, ocazia așezat de Petrescu, schimbă partea pentru Mircovici, acesta îl depășește pe Berculescu, strânge Oluitan și este fault asupra unui Mircovici, care va beneficia de 2 aruncări libere. A doua greșeală personală pentru Cam Oluitan. Pare că n-a reușit să își ia poziția corectă în afara zonei restricționate și că încă târșia un picior acolo Oluitan. La limită oricum această decizie, una care evident a fost contestată de către gorjeni. Spuneam, Timișoara, care aruncă acum de la libere prin Adam Mircovici, joacă și în Alpe Adria Cup. 6 victorii și o înfrângere pentru Timișoara. Singura înfrângere suferită pe terenul celor de la Dubrava, în urmă cu 2 etape. Următorul meci va fi contra celor de la Colin, în data de 17 ianuarie. Timișoara cu 6 meciuri câștigate și unul singur pierdut, este cu 3 etape înainte de încheierea fazei grupelor, ca și calificată pentru semifinale, acolo unde timișorenii vor juca împotriva locului opus din cealaltă grupă. Dacă termină pe 1, joacă pe contra formației de pe poziția a doua. Dacă termină pe 2, evident, contra echipei aflate pe primul loc în cealaltă grupă. Superbă această fază de contraatac a lui Oluitan. A reușit însă Berculescu să prindă acea minge pe care Vaida o salvează spre Oluitan. Aruncarea de 3 în coș. 40-33 pentru Târgu Jiu și Tana au solicitat de Draga Petricevici. 7 puncte avans pentru CSM Târgu Jiu în urma unei acțiuni la care Berculescu a vâlbuit un pic acea minge. Însă sacrificiul lui Vaida, care s-a aruncat pe podea și l-a găsit în același timp liber pe Oluitan în spatele arcului de cerc, face ca CSM Târgu Jiu să se instaleze la cea mai clară conducere în favoarea sa pe parcursul acestei partide. Această diferență de 7 fiind egalarea celui mai mare ecart pe care l-a avut echipa antrenată de către Creșimir Bașici pe parcursul acestui meci.
Referitor la Alpe Adria Cup, dacă sezonul s-ar termina astăzi, atunci sezonul regulat, mă refer, atunci Timișoara ar juca împotriva austriecilor de la Kapfenberg. E drept că situația e destul de strânsă în cealaltă grupă. Dacă termină pe 2, pare că liderul grupei respective va fi echipa poloneză Dabrowa Gornica. Dar, repet, mai sunt de jucat pentru timișoreni încă 3 meciuri până la finalul sezonului regulat din Alpe Adria Cup. Pentru formațiile pe care le aminteam, de asemenea, mai sunt încă 3 meciuri de jucat. Deși cealaltă grupă a fost formată din doar 5 echipe, grupa Timișoarei fiind una de 6. Jocul reluat, Năsturescu îl angajează pe Mirkovici, o pasă citită de către Oluitan, care este faultat aici de Dimitrievici, la limita unei greșeli antisportive. Pare a fi un faul la care Dimitrievici a căutat să oprească un contraatac. Sunt curios dacă arbitrii vor merge la masa oficială pentru a analiza această acțiune. Se pare că da. Nu mi s-a părut a avea prea multă intenție de a juca mingea Dimitrievici. Asta trebuie să faci atunci când clar vrei să oprești contraatacul, dar trebuie să se vadă că te-ai dus pe minge, că te-ai dus ca și cum ai fi căutat intercepția, nu ca și cum e clar că singurul tău motiv pentru care să intervii așa era acela de a opri o situație de superioritate numerică pentru adversar. Să vedem ce decid Ciprian Stoica și Vlad Cotrobaș, cei doi arbitri care merg acum la masa oficială. Vedem lovitura aplicată de către Dimitrievici, este undeva la nivelul coapsei lui Cameron Oluitan. Puțină intenție de a juca mingea, aș zice eu. N-a fost luată încă nicio decizie, dar vom vedea ce anunță Ciprian Stoica imediat. După limbajul trupului lui Crescimir Basic, anunțul a fost făcut între timp de Vlad Cotrobaș, cred că s-a lăsat doar faul de joc. Și într-adevăr este doar repunere din lateral pentru CSM Târgu Jiu. La Timișoara, aceasta a fost abia prima greșeală de echipă pe parcursul acestui sfert cu numărul 2. Incredibil, această pasă dată direct în brațele adversarului. Parcă era prieten Dupuy aici cu Edi Petrescu și a zis ia tu mingea asta ca să faci o intercepție. Apărare în zonă pentru CSM Târgu Jiu cu Toni Năsturescu, care îl angajează pe Adam Mirkovici. Înapoi la Năsturescu. Mirkovici cu spatele la coș, se întoarce de lângă Berculescu, mingea se plimbă de vreo 3 ori pe inel și este până la urmă împinsă în coș de Edi Petrescu. A ajuns la 9 puncte alături de 2 recuperări. Deci foarte bun făcut până acum de către Edi Petrescu, al doilea marcator al Timișoarei după Gaici. Triplă pentru Cameron Oluitan, care pentru a doua oară înscrie dintr-o poziție foarte grea de 3 puncte. Data trecută din acea pasă venită din cădere de la Voida, acum cu om pe el, are 8 puncte Oluitan, Gaici ajunge și el la 13. 43 la 37. Mingea din nou la Oluitan, încă una de afară, tot în coș. Cam Oluitan e mai fierbinte ca sosul Tabasco. Și CSM Târgu Jiu se distanțează încă o dată. Întrebarea este dacă a fost coș de 3 sau dacă a avut piciorul pe linie Oluitan. Văd că pe grafică pentru moment este trecut drept coș de 2 puncte. Probabil că așa au arătat arbitrii. Contraatac aici cu Underwood, l-a căutat pe Berculescu. Mingea cu ceva noroc rămâne tot la el după ce a fost blocat de un Adam Mirkovici care se resimte, dar vine din nou la dublaj și este faultul lui Toni Năsturescu. Jocul oprit, a doua greșeală de echipă pentru Timișoara. Și nu, e, mă uit pe statistica oficială, e o greșeală pe grafică. Coșul de mai devreme a fost de 3 puncte pentru Oluitan. Cel puțin așa apare, repet, pe statistica oficială, deși văd că pe tabelă ar fi de doar 2 puncte. Undeva e o eroare, ne vom lămuri. Berculescu aici trimite pentru Oluitan, care se întoarce, dar de această dată nu mai găsește încă o dată ținta.
Supanou pasă pentru Mirković și e o reușită care îl face pe Krešimir Vasić să solicite timeout. Aș zice 45-39, aș merge pe încrederea tabelei, pentru că dacă aceasta arată așa și ar fi fost 46, atunci Gorjeni ar fi protestat. Probabil că arbitrii au arătat coș de 2 puncte la acea aruncare a lui Cam Holloway. Statisticianul a pus-o de 3, dar va trebui să intervină acolo și să dea un undo pentru a rezolva și această problemă statistică, lucru care s-a întâmplat între timp. Așadar, 45-39 este scorul pe care îl avem acum pe tabelă. Timișoara reușește să se apropie. Eu vă reamintesc că avem din nou basket mâine pe Prima Sport 3, două meciuri transmise din Eurocup, a doua competiție administrată de către Euroliga, campioana României, UBT Cluj-Napoca, joacă de la ora 19 în BT Arena contra grecilor de la Aris Salonic. A fost un meci de infart în tur, puține puncte, cu puține realizări deosebite, dar de o intensitate ridicată. Iar clujenii au câștigat acolo la diferență de o posesie. Tot mâine vom vedea meciul dintre Paris Basketball și Prometei Slobojanske. De asemenea, o partidă foarte interesantă. Aceasta vine din cealaltă grupă, acolo unde Paris Basketball se află pe prima poziție, 12 victorii și o înfrângere, cel mai bun bilanț din Eurocup. În timp ce Prometei are 7 meciuri câștigate și 6 pierdute, fiind pe poziția a 6, e cumva un pic diferită situația în grupa A, unde primele 6 echipe au bilanț pozitiv, în timp ce în grupa B, cea din care face parte și UBT Cluj, doar primele 4 au bilanț pozitiv. Locurile 5 și 6 fiind ocupate de echipe cu bilanț negativ, Aris Salonic și Trento, este cumva mai echilibrată grupa B. Asta este faza, cred, la care se pune problema coșului de 2 sau de 3 puncte. Și asta se analizează acum de către brigada de arbitri. Faza despre care am tot vorbit și eu. Așteaptă și Basić și Petricevic să afle decizia finală. Este acum o discuție între toți cei trei arbitri, Ciprian Stoica, Șerban Drașoga și Vlad Cotrobaș, spuneam. Sunt oficialii care conduc meciul de la Târgu Jiu. E un timeout prelungit astfel pentru cei doi antrenori înainte de pauza acestei confruntări. S-a analizat faza de mai devreme, faultul care a oprit contraatacul și s-a ajuns la concluzia că a fost greșeală antisportivă. Așadar, o greșeală antisportivă văzută pe acea reluare de către arbitrii supra lui Gaici, care ratează prima aruncare, mai are încă una la dispoziție. N-a fost exact la ce moment al jocului a venit acea greșeală antisportivă. Vă reamintesc, Târgu Jiu ceruse timeout după un coș marcat de Mirković. Așadar, Timișoara marchează prin Mirković, obține încă un punct prin Gaici și are acum și mingea din lateral, Dimitrievici fiind cel care o introduce în teren. Tot Dimitrievici, doi oameni în apropiere, Toni Năsturescu, înapoi la Dimitrievici, Mirković așează blocajul, Dimitrievici de la distanță, iese din coș după ce s-a plimbat pe toate muchile inelului, o minge care este acum în posesia lui Underwood, faultat de Gaici. Aici mi s-a părut a fi nimic altceva decât faul de joc, și eu cred că va fi analizată această fază la masa oficială. Gaici mi s-a părut că se duce în încercarea de a-i scoate acea minge din dribblingul lui Underwood, care controlează în continuare pentru CSM Târgu Jiu. Are ceva spațiu aici, preferă să-l atace pe Petrescu,
S-a băgat bine acolo cu pasul adăugat, a ratat aruncarea atât el cât și Jalen Dupuy pe cea de-a doua șansă. Iar acum Dimitrievici caută să navigheze prin apărarea adversă, este faultat. Ultimul faul de dat pe care îl mai avea CSM Târgu Jiu. Nu se pare că erau deja în penalizare, înseamnă că e o eroare acolo pe grafică. Asta trebuie să fie a cincea de echipă. Da, este a cincea de echipă pentru că s-a acumulat și antisportivul de mai devreme. Și sunt două aruncări pentru Dimitrievici. Are șansa de a ajunge la 4 puncte într-un meci în care a mai livrat două pase decisive și a mai reușit o recuperare. Timișoara vine la o posesie, 45-42, când mai avem cam un atac până la finalul acestei prime reprize. Diferența de 3,2 secunde, mai precis, între cronometrul de joc și cronometrul de ofensivă. Underwood, Herculescu, Raida, din nou Dimitrius Underwood, prin blocajul lui Dupuy, lasă pentru Berculescu, Underwood are cum să o arunce de 3, dar are același ghinion pe care l-am văzut și în partea cealaltă. Mingea trimisă în afara terenului de Dupuy. Vedem din nou această aruncare ce a făcut înconjurul inelului în 2 secunde, aș zice. Nu e o carte scrisă de Jules Verne, e doar ceea ce s-a întâmplat la faza precedentă. Primește Petrescu, aruncă din propria jumătate, fără succes. Și prima jumătate se încheie cu 45-42 pentru CSM Târgu Jiu. Vă reamintesc, meci decisiv pentru supraviețuirea în lupta pentru top 10 pentru ambele formații. Cine câștigă încă mai păstrează șanse pentru învinsă, orice speranță dispare. Un meci în care cel mai bun marcator este Nicola Gaici, cu un total de 13 puncte, el fiind secundat de Edi Petrescu la Timișoara cu 9 puncte livrate, în timp ce pentru CSM Târgu Jiu, venit de pe bancă, Cameron Oloitan are 4 din 5 din acțiune și un total de 10 puncte. Avem din nou imagini în direct de la Târgu Jiu, unde după primele 2 sferturi în meciul restanță din etapa cu numărul 9 a Ligii Naționale de Basket Getica 95, CSM Târgu Jiu conduce SCM Winse Swiss Mozart Bet Timișoara cu scorul de 45-42, o partidă în care cel mai bun marcator vine din tabăra oaspeților, Nicola Gaici cu 15 puncte, secundat de Edi Petrescu cu 9, fiind cei mai buni realizatori pentru echipa vizitatoare. De precizat și faptul că Toni Năsturescu este cel mai bun recuperator al formației timișorene, cu 5 mingi prinse până în momentul de față, iar Luca Mitrovici a contribuit de pe bancă cu 3 pase decisive, în timp ce la CSM Târgu Jiu cele mai multe puncte au fost strânse de Cam Oloitan, 10 la număr, cele mai multe recuperări și pase decisive venind de la Demetrius Underwood, un obișnuit al acestui lucru, după cum vă spuneam, este liderul tuturor capitolelor importante în CSM Târgu Jiu. Underwood are astăzi 7 recuperări și 7 pase decisive, însă nu i-au intrat aruncările din acțiune, doar 2 din 11 pentru Underwood, doar 4 puncte marcate. Underwood, reamintesc, este al 3-lea marcator al campionatului intern, al 2-lea pasator și al 6-lea recuperator. Jocul reluat, CSM Târgu Jiu în ofensivă, o acțiune condusă de Arsenie Vucicovici, care lasă mingea pentru Underwood. Berculescu pentru Vucicovici, 2 oameni lângă el, pasa ajunge la Bărăgan din săritură pentru Berculescu, care îl reperează pe Underwood. Dar aici Vucicovici trece de Lazăr, este însă întâmpinat cu refuzul de Chesar și este abatere de 24 de secunde împotriva celor de la CSM Târgu Jiu. Foarte bine a strâns acolo pe rotația defensivă după ce Lazăr fusese depășit, Igor Chesar, nelăsându-l pe Vucicovici să aibă cele 2 puncte ușoare. Toni Năsturescu îl angajează pe Chesar, care caută contactul, recuperarea este a lui Underwood pentru 8-a oară, șansa de contraatac a gorjenilor, același Vucicovici o lasă prea puternic pe mâna stângă în panou și lupta la urmărire a lui Ethan White se pare că păstrează posesia pentru Târgu Jiu. Asta a fost decizia inițială a lui Cerban Rașoga,
Cred însă că va fi schimbată. Vlad Cotrobaș intervine și într-adevăr e minge pentru SCM Timișoara. Protestaseră timișorenii. Așa mi s-a părut și mie că a ieșit dintr-un jucător al echipei gazdă. Atac de 24 de secunde pentru Lady Barat. Georgevici. Faultat de Bărăgan. Este a treia greșeală personală pentru jucătorul care are astăzi 2 din 3 la aruncările de 3 puncte. O recuperare și o minge pierdută pentru Andrei Bărăgan. Pasă greșită, Berculescu interceptează, atacă inelul și scrie prin slam dunk. După o decolare care a fost prea rapidă pentru ca Igor Chesar să aibă vreo șansă de a ajunge pentru a-l bloca. Intercepție și două puncte în tranziție pentru un Camil Berculescu, care a lucrat în dublu schimb la această acțiune, defensivă și ofensivă. Năsturescu aici, trimite pentru Georgevici. Din nou Tony Năsturescu, o vrea de trei la recuperare. Împinge Lazar, însă doar până la Bărăgan. Contraatac cu Vucicovici și sunt două puncte. Mingea a atins panoul, a fost pasă ulterior din drumul spre coș de Loți Lazar. Era deja prea târziu. Patru puncte consecutive așadar marcate de Târgu Jiu prin Berculescu și Vucicovici. Se face 47-42. Georgevici pe mâna stângă, pasă din săritură pentru o intercepție însă lui Underwood și e un nou slam dunk. După Berculescu vine și acest jaf al lui Underwood, care reușește să-i prăduiască de posesie pe adversari. O pasă livrată târziu, moale și din săritură pentru Georgevici, iar Underwood își trece în cont prima intercepție și ajunge la 6 puncte într-un meci în care mai are 8 recuperări și 7 pase decisive. Este timeout solicitat de Dragan Petricevici. Vă reamintesc, pentru Timișoara, la fel ca și pentru Târgu Jiu, o înfrângere astăzi este sinonimă cu eliminarea din lupta pentru top 10. O victorie menține oricare dintre cele două formații cu șanse măcar matematice în a se duce către cea de-a doua fază a sezonului regulat, cu șanse de a se califica între cele mai bune 10 echipe și a păstra lupta pentru play-off în continuare în viață. Reamintesc că cine bate astăzi are nevoie în continuare de victorii până la finalul sezonului. Timișoara mai are de jucat în deplasare cu Dinamo, respectiv pe teren propriu, contra celor de la CSM Târgu Jiu, care au de departe un program mai complicat, pe lângă faptul că ar trebui să bată în deplasare la Timișoara cei de la CSM Târgu Jiu. În cazul în care, repet, reușesc să se impună astăzi, ar mai trebui să o învingă și pe CSO Voluntari. Meciul va avea loc în data de 12 ianuarie, tot aici, în sala sporturilor din Târgu Jiu. Bine, până când să ajungi să te gândești la următoarele partide, trebuie să-l rezolvi pe acesta. Unul în care Vucicovici se ridică peste Lazar și scrie de data asta prin slam dunk. Nu s-a mai complicat cu aruncări pe finețe, cu finalizări pe mâna stângă, precum cea pe care o ratase mai devreme. Și aici, pe agresivitate, scrie cele două puncte. Lazar nu poate să răspundă dincolo. Este intercepția lui Ethan Wright. Târgu Jiu cu șansa de a trece la un avantaj format din două cifre. Berculescu. Minge trimisă pentru pătrunderea lui Vucicovici. Lazar vine din spate și transmite că lipsește un document. Reveniți mâine, astăzi n-avem coș pe stoc pentru cererea dumneavoastră. Rămâne 53-44, 9 secunde rămase din acest atac. Berculescu încă o dată pentru același Underwood, care pe piruetă nu poate scăpa de Gaici, însă înscrie cu toată opoziția acestuia. Și pentru prima oară pe parcursul acestui meci avem un avantaj format din două cifre, 55-44 pentru Târgu Jiu. Gaici, Mitrovici o vrea de 3, la recuperare este Dimitrius Underwood, care prinde și cu ajutorul lui Bărăgan. Underwood acum pasează pentru Wright, mai departe Vucicovici, îi face semnul lui Wright să traverseze, așteaptă să urce Underwood, căruia îi mânează mingea. Schimbare de direcție, intră în trafic, îl deschide pe Bărăgan, liber la 3, a treia. Din patru încercări, Bărăgan
scundă 3 coșuri de afară și este 58-44. Timișoara în pericolul de a fi dată afară din cursa pentru play-off, ceea ce spuneam ar fi pentru prima oară din 2016 încoace, când Timișoara nu s-ar califica în postsezon. Repune Mitrovici. Cotin este cel care accelerează, scoate în colț, e liber acolo Scott Grayson. Și pila 8 e trimisă la buzunarul superior. Uriașă această triplă pentru Tyreek Scott Grayson, care păstrează speranțe vii și pentru SCM Timișoara. Underwood. O intercepție a celui Scott Grayson. Pasează aici pentru Gaic. Tot el primește 7,5 puncte medie pe meci pentru american. N-a avut cum să pătrundă această apărare în zonă. 2-3 a celor de la CSM Târgu Jiu. Aruncare ratată de Scott Grayson, recuperată de Berculescu. Underwood. Așteaptă blocajul lui Vucicovic. Tot Underwood pasează pentru Wright, care vrea de 3, urmărire. Este bine poziționat Vucicovic și scoate faultul la Laszlo Lazar, aflat la cea de-a treia greșeală personală. Două libere pentru Vucicovic, care începe să capete din ce în ce mai multă încredere. Poate să ajungă la 12 puncte dacă marchează măcar una dintre cele două libere de care beneficiază. Devine cel mai bun marcator al gorjenilor de unul singur. Pentru moment are 10 puncte la egalitate cu Cam Oldoitan. Prima e bună. Încă una la dispoziție pentru Vucicovic. Procentajul său doar 59% în actualul sezon, însă ne marchează aici pe amândouă. 11,8 puncte în medie pe meci pentru Arsenie Vucicovic. Și din nou diferență destul de mare în favoarea celor de la CSM Târgu Jiu. Mitrovici ține această minge sub control. Aruncare de la semidistanță bună. 2 puncte prin care Timișoara se apropie la 11. Schimbare de direcție a lui Underwood. Mai departe o pirueta lui Vucicovic sub panou. A fost găsit Berculescu, fault înainte. Greșeala personală este a lui Roland Stanciu, intrat pentru prima oară pe parchet. Minge sub panou, Wright ratează inițial, tot el are posesia. Și pe al doilea efort înscrie. Un meci în care Wright are 3 din 5 în acțiune, un total de 7 puncte pentru el. Aproape de intercepție au fost cei de la CSM Târgu Jiu. Gaici. Scott Grayson, Edi Petrescu pentru Mitrovici, tot Petrescu sub panou, e faultat de Underwood. Doua greșeală personală pentru el. Este al treilea fault de echipă la CSM Târgu Jiu, în acest sfert cu numărul 3. Gaici. Pasă pentru Mitrovici. Pasă din săritură pentru Scott Grayson, care a călcat în afara terenului și este cea de-a șasea minge pierdută pentru SCM Timișoara. De partea cealaltă, gorjenii au 8,
Însă avantajul este de partea lor. În primul rând, grație procentajului mai bun la aruncările de 3 puncte. Acolo unde SM Târgujiu are 9 din 14 astăzi. SCM Timișoara doar 4 din 16. Underwood pentru Berculescu. Tripla cade pe inel. Este recuperarea lui Năsturescu, care continuă să facă un meci excelent la acest capitol. A 6-a urmărire pentru Năsturescu și 2 libere vor urma pentru Mitrovici, care a fost faultat pe această pătrundere. Luca Mitrovici cu procentaj de 85% la nivelul liniei de fault, 11,9 puncte în medie pe meci pentru jucătorul celor de la SCM Timișoara. Mitrovici aflat la al doilea sezon în Liga Națională de Basket GTK 95. El a evoluat în stagiunea anterioară pentru CSM Galați cu 14,5 puncte și 5 pase decisive în medie pe confruntare. Transformă aici ambele libere. Ethan White, luat agresiv de Mitrovici, greșește pasa. Berculescu n-a apărut la timp, dar Ethan White este cel care s-a încurcat. Berculescu face semn că a fost însă descălțat de un adversar și că ar fi trebuit să se fluiere faul. Tot el, pe bună dreptate, le cere arbitrilor să-i permită măcar să se încalțe, lucru care cred că nu fusese observat de către brigada de oficiali. Berculescu își leagă acum și returile și suntem gata să reluăm acest meci în care Timișoara are posibilitatea să se apropie din nou la o diferență formată dintr-o singură cifră. Este fault comis de către Bărăgan. Un fault care n-a fost deloc unul inteligent. Tocmai de aceea ați văzut acea reacție a lui Andrei Bărăgan. Știe și el că echipa lui se află în penalizare, astfel că sunt 2 libere acordate gratuit timișorenilor, lucru care îl enervează pe Creșimir Basici. Pe bună dreptate, este un avantaj de 14 puncte care poate fi redus la doar 9 de SCM Timișoara și meciul nu e încheiat. Vă reamintesc, se cunosc restul formațiilor calificate în top 10 din conferința B: CSM Oradea, FC Argeș Pitești, CSM Târgu Mureș, CSU Sibiu și CSM Constanța, pentru moment în această ordine. Mă refer aici la clasamentul real, nu la cel bazat pe puncte, pentru că nu e număr egal de meciuri între anumite formații și atunci, chiar dacă Constanța, să zicem, are 23 de puncte, la fel ca CSM Târgu Mureș sau cu unul mai mult decât CSU Sibiu, nu înseamnă neapărat că este peste aceste echipe, care și dacă pierzi, de exemplu, CSM Târgu Mureș, dacă pierde, tot trece peste CSM Constanța. CS Vâlcea 1924, SCM Craiova, pentru prima oară din 2015 încoace, nu va prinde play-off-ul, urmând să joace în bottom 8. Petrolul Ploiești și CSM Focșani merg între ultimele 8, în timp ce în conferința A știm că UBT Cluj, CSO Voluntari, Corona Brașov, mare surpriză, o nouă promovată, și Rapid București urmează să avanseze în top 10 pentru ultimul loc, luptându-se Dinamo București, SCM, Winsen Swiss, Mozarbet, Timișoara și CSM Târgu Jiu, în timp ce Municipal Galați și Laguna București sunt eliminate din cursa pentru primele 10 echipe. Ambele libere transformate de Mitrovici, 62-53, 3 minute și 13 secunde până la încheierea celui de-al treilea sfert. White, Berculescu, intercepția lui Gaici, care pleacă acum pe contraatac, scoate spre Luca Mitrovici, n-a avut cum să arunce de 3, l-angajează pe Scott Grace. Totul se transformă în pozițional, n-au reușit să profite de avantajul numeric aici Bănățenii. Pasă peste întreaga zonă, Gaici de 3, din nou! 17 puncte pentru Nicola Gaici, care are 4 din 7 din spatele arcului de cerc. Și Timișoara e la loc în meci, venind la 2 posesii. Underwood, cu o schimbare de ritm superbă, se ridică până la urmă și ajunge și el la 10 puncte într-un meci în care are 5 din 14 din acțiune. Mitrovici, Petrescu, Scott Grayson,
Din nou un colț, de această dată Năsturescu nu aruncă, întoarce pentru Grayson care o bate în afara terenului. N-a fost cea mai bună pasă, trebuie să recunoaștem acest lucru. Rămâne 64-56 pentru CSM Târgu Jiu. Formație care, reamintesc, are nevoie de cel mai mult ajutor, dar și de niște victorii în care pleacă neavând neapărat prima șansă pentru a prinde top 10-le. Are nevoie să bată astăzi la Timișoara, la fel ca și în ultima etapă, să o bată pe CSU voluntari în luna următoare. Și, pe lângă asta, să spere că Timișoara bate în București, împotriva lui Dinamo. CSM Târgu Jiu, având avantajul rezultatelor directe contra dinamoviștilor, pentru că a câștigat la 20 de puncte pe teren propriu, pierzând la mai puține în București. 3 puncte marcate de către Ethan White. 10 în total într-un meci în care mai are 4 recuperări și 2 pase decisive și se face 67-56. Mitrovici cu schimbare de direcție, îl găsește pe Gaiș din nou, nu și de această dată. Weinberg s-a luptat la urmărire, a prins până la urmă Vaida, care îl vede pe Underwood, acesta lasă pentru Wright, pasă previzibilă, interceptată de Gaiș. Foarte bine a simțit acolo omul care se află la al patrulea sezon alături de CSM Timișoara, Mitrovici, Petru Petrescu. Livrarea este la timp și Edi Petrescu înscrie ajungând la 11 puncte după ce Mitrovici a trimis a 5-a pasă decisivă. Underwood. Pentru același White. Weinberg. Din nou Underwood, faultat aici de Gaiș. A treia greșeală personală pentru Nicola Gaiș, care era conștient de faptul că Timișoara mai poate să faulteze o dată înainte de a trimite echipa adversă în bonus. 55 de secunde rămase acum până la finalul sfertului. Gaiș este schimbat de Dragan Petricevic pentru a fi protejat de o eventuală acumulare a unei a patra greșeli personale. L-am văzut în spatele lui Dragan Petricevic și pe Miloș Pešić, fost jucător inclusiv la CSM Timișoara, în timp ce aici înscrie Jalen Dupuy sub panou. Pešić a fost în lotul celor de la CSM Timișoara în sezonul în care echipa a ajuns până în finala Ligii Naționale. Era unul dintre cei mai buni oameni ai formației atunci, în 2012. Sunt acum vreo 3-4 secunde între timpul de joc și timpul de atac, motiv pentru care Underwood nu se grăbește. 3 secunde, diferența dintre cele două. Underwood pe mâna stângă, sub panou, se ridică și obține faultul doar, Jalen Dupuy. A fost aproape să și marcheze cele două puncte, pe care va trebui să și le merite însă de la linia de libere, acolo unde are 61% procentaj în actualul sezon. Astăzi 5 puncte cu 2 recuperări pentru Jalen Dupuy. La linia de fault, una din două la precedenta excursie, o transformă pe prima. Mai sunt 5,6 secunde până la finalul acestui sfert cu numărul 2. Cu numărul 3, pardon. Dupuy. Asta le transformă pe ambele. Și gorjenii se pare că au reușit să potolească furtuna. Timișorenii se apropiaseră la doar 6 lungimi. Au din nou 13 deficit de recuperat. Acum Mitrovici trebuie să arunce. O face pe sirenă, fără să atingă inelul. Și este 71-58 pentru CSM Târgu Jiu după 30 de minute. Rezultat la care Timișoara este eliminată din cursa pentru top 10, în timp ce CSM Târgu Jiu păstrează în continuare speranțe la o calificare între cele mai bune 10 formații ale sezonului 2023-2024 în Liga Națională de Basket CTK 95. Vă reamintesc, este un sistem implementat de Federația Română de Basket în sezonul precedent, în care cele 18 formații sunt împărțite în două conferințe, criteriile nefiind geografice, fiind bazate pe rezultatele din sezonul precedent, astfel încât cele două conferințe să fie echilibrate. Se joacă doar în conferință, fiecare cu fiecare,
iar primele 5 formații merg mai departe pentru a se duela la cele 8 locuri de play-off. Cele 5 echipe care se califică din fiecare conferință, urmând să ia cu ele victoriile și înfrângerile acumulate pe parcursul sezonului împotriva echipelor care s-au calificat de asemenea în top 10, rezultatele contra formațiilor care rămân între ultimele 8 fiind considerate nule în faza a doua sezonului regulat, și acolo se joacă pe sistemul tur-retur împotriva echipelor care vin din conferința opusă. Ne așteaptă așadar partea cea mai interesantă a sezonului regulat, atunci când în fiecare etapă vom avea numai meciuri de interes. Sperăm să avem posibilitatea să aducem în casele dumneavoastră cât mai multe confruntări pe canalele Prima Sport, în funcție de disponibilitatea arenelor, în funcție de disponibilitatea carelor de transmisiuni de partenerului nostru și de asemenea de disponibilitatea echipelor în ceea ce privește meciurile jucate atunci când există sluturi disponibile la televiziunile care transmit meciurile din Liga Națională de Basket. Pentru că să recunoaștem, basketul nu e principalul sport, nu poți începe cu el programul pe care îl faci, mai ales în weekend, atunci când și pe canalele Prima Sport, în timp ce Toni Năstorescu marchează de 3 la prima fază a sfertului 4, sunt toate cele 5 campionate puternice ale Europei, plus meciurile din Superliga, din nou de la finalul lui ianuarie, atunci când se rea competiția fotbalistică internă. Jalen Dupuy aici pe semi-teligul de stânga aduce încă 2 puncte pentru Târgu Jiu. Dupuy un total de 11. Mitrovici acum, o pasă din săritură care ajunge la Mirkovici, scoate pentru Scott Grayson. Din nou Mirkovici sub panou. Fentă de pasă, aruncare din 0 grade, însă era să desufle mingea. A trebuit să o fix pe muchea panoului și faultul lui Mitrovici oprește ceea ce putea să fie o șansă de contraatac pentru CSM Târgu Jiu. Pentru Mitrovici este a doua greșeală personală. Underwood, Camel Uitan, o pasă pentru apariția lui Weinberg, acesta se întoarce, aruncă dezechilibrat, dar o scufundă în plasă. Grad uriaș de dificultate pentru Noam Weinberg, care ajunge la 5 puncte cu 5 recuperări, 14 puncte avantaj din nou pentru Târgu Jiu. Năsturescu, Mitrovici, din nou Năsturescu, îl angajează pe Chesar, aruncarea din întoarcere, pică pe partea din fața inelului, recuperat ofensiv de Lazar, aruncă Scott Grayson de 3. Și această reușită de afară face ca Timișoara să aibă în continuare puls. Al doilea coș la distanța lui Scott Grayson, care acuză acum o lovitură, atacă 5 contra 4 gorjeni și este un foul comis mai degrabă cu scopuri tactice. Pregătește să repună Underwood. Triple-double astăzi pentru Underwood, al doilea al sezonului pentru jucătorul american. 10 puncte, 10 recuperări și 11 pase decisive. Tot el pătrunde, scoate faultul. Nu cred că îi se va oferi continuitatea. Va fi probabil repunere din lateral după această prima greșeală personală lui Scott Grayson, care mi s-a părut și mie că a venit pe dribbling, dar arbitrii îl pun pe Underwood într-un moment la linia de libere, sau de un fluier. Sunt două libere, da. Sunt două libere pentru Dimitrius Underwood, care, vă spuneam, reușește pentru a doua oară în actualul sezon un triple-double. Cel puțin 10 reușite la 3 capitole diferite. Are în acest moment 11 puncte cu 10 recuperări și 11 pase decisive. Precedentul triple-double fiind realizat în meciul cu Laguna București din data de 16 decembrie, atunci când Underwood, sau cred că greșesc eu, cred că am statistica eronată, revin imediat cu detalii.
Nu, precedentul este, da, din meciul cu Laguna București, data de 16 decembrie, a avut 17 puncte alături de 10 pase decisive și 11 recuperări. Fault asupra lui Scott Grayson. Una din două pentru el, recuperarea lui Dupree. Underwood în tranziție n-a avut cum să meargă până la capăt, reprimește aici de la Dupree, scoate pentru un liber Weinberg, care de trei aruncă scurt. Lazar recuperează pentru a doua oară. Scott Grace, de mâna stângă, întâmpinat de Dupree, trimite pentru Dimitrievici. Din nou Scott Grayson îl caută pe Chesar, schimbă partea, Năsturescu are una de trei în acest sfert, a doua nu pică în plasă, dar este urmărire ofensivă a lui Lazar, care păstrează atacul pentru Timișoara. Scott Grayson, nici el nu înscrie. Lazar se luptă iarăși la recuperare, dar e ultimul care atinge mingea și este posesie pentru CSM Târgu Jiu. Încă 7 minute și 24 de secunde până la finalul acestui sfert 4. Timișoara are de întors un deficit de 13 puncte dacă vrea să mai spere la top 10. CSM Târgu Jiu la acest rezultat încă e în cărți. Dar, repet, are și nevoie de ajutorul Timișoarei, pe lângă faptul că trebuie să câștige două meciuri complicate. Sub panouă este fault pe care îl obține Weinberg, fault la Toni Năsturescu. Pentru Timișoara, în cazul unei înfrângeri, e mai greu să-și facă direct calculele, pentru că joacă împotriva lui Dinamo înainte ca Târgu Jiu să joace contra celor de la CSU Voluntari. Dacă, să zicem, Târgu Jiu ar bate astăzi și ar fi știut timișorenii că au câștigat și meciul cu CSU Voluntari, lucru care, repet, n-are cum să se întâmple pentru că partida se joacă după acea confruntare. Mă uit ca să fiu sigur că programarea este în așa fel. Da, e cam la aceeași oră, dar cu un sfert de oră mai devreme începe meciul din șoseaua Ștefan cel Mare. Atunci, repet, pentru timișoreni ar fi fost cumva mai bine, în timp ce Georgevici o înțeapă de trei, să piardă în ultima etapă contra celor de la Târgu Jiu, să-i lase pe ei să meargă în top 10. Atunci nu se mai cumulează cele două înfrângeri, iar Timișoara ar rămâne cu cele două victorii în fața lui Dinamo, dacă, repet, ar bate la Dinamo, pentru că altfel Târgu Jiu n-ar avea cum să se califice mai departe. Aici este o abatere de picior la Georgevici, care înscrisese de 3, pierde însă mingea această posibilitate de contraatac. Underwood se duce foarte bine pe coș, dar o pune alături și Gaici reușește să recupereze. Din nou șansă pentru Timișoara să se apropie la o diferență formată dintr-o singură cifră. Chesar cerea mingea sub panou, primește Gaici, care pătrunde, ia faultul la Vaida. Nu în actul aruncării, asta a spus Șerban Rașoga, și rămâne posesie din lateral, teoretic, pentru SCM Timișoara, dacă nu se schimbă decizia. Aici e faultul. N-a prea mai bătut mingea Nicola Gaici. Să vedem dacă, după discuția dintre oficiali, lucrurile vor sta altfel. Între timp, o greșeală tehnică, după protestele timișorenilor,
Olitan este cel care se pregătește să arunce această liberă. Iată-l în stânga pe Miloș Pešić, cel care vă spuneam era unul dintre cei mai importanți jucători Timișoarei în sezonul 2008-2009, atunci când Timișoara ajungea până în finala Ligii Naționale de Basket, lucru repetat în 2012. Ambele finale pierdute în 4 meciuri, se juca pe sistemul cel mai bun din 7. Timișoara n-a reușit să câștige niciun meci împotriva celor de la CSU Asesoft Ploiești. Pasa lui Georgevic, Lazar e întâmpinat cu un mare refuz de Jalen Dupree, care îi transmite că a intrat pe interzis. Ce capac izbutește Jalen Dupree la o acțiune la care Laszlo Lazar avea de gând să-l transforme în poster. Nu mulțumesc, nu am nevoie de semnătură și nu vreau să fiu pe niciun afiș de meci viitor, a fost mesajul transmis de Jalen Dupree. Lazar din nou. Aruncă Georgevic de afară, face scurt și Dupree recuperează. Greșește însă, este intercepția lui Gaici. Năsturescu liber la 3. Urmărește ofensiv Lazar, care reciclează atacul pentru Timișoara. Gaici de 3. Are de data asta ținta activată. Și Nicola Gaici, care a fost în mare formă astăzi de la distanță, ajungând acum la 5 din 9, urcă la 20 de puncte și coboară diferența la 8. Avem un meci cu mai bine de jumătate de sfert până la încheierea disputei din sala sporturilor din Târgu Jiu. Aruncă Oluițan și rămâne și el în mână. 3 din 3 de la distanță, 14 puncte pentru Cam Oluițan. Dimitrievici încearcă să scape de capcană. Fază suspectă de paș, primește totuși Chesar cu spatele la coș. Sunt trei jucători care îl înconjoară și obține, cred eu, maximul din această acțiune. Mai mult de faul nu putea să scoată. Dimitrievici, Gaici, înapoi la Dimitrievici, piruetă în fața lui Weinberg, foarte bună pasa pentru Gaici, doar că de data asta aruncarea este lungă și Jalen Dupree recuperează a cincea dată. Underwood, reamintesc, double-double astăzi, pardon, triple-double astăzi pentru el. 12 puncte, 11 pase decisive, 10 recuperări pentru Demetrius Underwood, care a încercat să livreze încă una la interior pentru Dupree. N-au fost însă pe aceeași pagină și este minge pierdută pentru CSM Târgu Jiu, a 13-a, în timp ce Crescimir Basic îi face semn lui Underwood că trebuia să arunce. Avea posibilitatea să trimită mingea în coș, să urce din nou avantajul la 13 puncte, într-un meci în care cel mai mult au fost 14 în favoarea gorjenii. Timișoara încă nu renunță. Are nevoie de coș, însă aproape la fiecare fază, iar înălțarea lui Igor Chesar e una cu autoritate. Slam dunk spectaculos al lui Chesar, ajunge la 6 puncte. Dupree, Underwood. Dupree face semn lui Oluitan să vină pentru a-i mâna această minge. Oluitan pe pătrundere la alley-oop, nu s-au înțeles cei doi, tot Oluitan are posesia și înscrie în ultima secundă de atac. N-a părut a fi tocmai natural această finalizare al Cam Oluitan, dar ce contează? Sunt 16 puncte pentru el, 83-72 pentru Târgu Jiu. Pe mâna stângă acum Dimitrievici, Gaici, primește Chesar, nu intră tripla. Underwood la 11-a recuperare. Tot Underwood acum, pe mâna stângă, o pătrundere la care comite abatere de dublu dribbling. A încercat o rupere de ritm, însă Ciprian Stoica l-a prins cu această abatere.
Nouă șansă pentru Timișoara să mai păstreze speranța în acest meci. Dimitrievici. Faultat de Oluitan. A patra greșeală de echipă pentru CSM Târgu Jiu. De acum înainte până la finalul jocului, ambele formații sunt în bonus. A patra greșeală personală pentru Oluitan, care e în pericolul de a fi eliminat din joc. De altfel este schimbat. Îi lasă locul lui Wright pe parchet. Intră și Weinberg de asemenea. Lasă sub panoul lui Georgevic pentru Lazar. Neînțelegere între cei doi. Minge pierdută de Timișoara. Underwood. Tot el are acum mingea sub control. Ajunge la Vaida. A fost Vucicovic. Tot el pătrunde. Vaida sub panou. Pune alături. Lazar recuperează și este faultat. Incredibilă posibilitatea de răsturnare care există aici. În loc de două puncte clare, ce ar fi dus Târgu Jiu la un nou avantaj de 13, Vaida ratează, vine imediat faultul care oprește cronometrul, iar Laszlo Lazar merge la linia de liber, având posibilitatea să o apropie pe Timișoara la 9 lungimi. Tot Vaida este cel schimbat după această ratare. Prima intră pentru Laszlo Lazar, nu e mână sigură. 71% procentajul său, nu e un procentaj rău, dar nu e genul de jucător la care să știi că 100% ți înscrie cele două libere în astfel de momente. Aici însă Lazar se concentrează, ajunge la 4 puncte marcate astăzi, repet, vine după cel mai bun meci al sezonului pentru el, 17 puncte contra lui CSU Voluntar. Vucicovic, Wright. Primește Wright, joacă bloc ieșire acolo, Wright aruncă de 3 și înscrie. S-ar putea să fie pumnalul decisiv înfipt în inima celor de la SCM Timișoara și să fie coșul care cam taie orice speranță pentru trupa lui Dragan Petricevic. Cere totuși time-out. Vedem acest dă-i și du-te între Weinberg și Wright. Acesta din urmă urcă la 13 puncte înscrise, punând Târgu Jiu într-o situație excelentă pentru victorie. Așadar un meci în care Demetrius Underwood reușește al doilea triple-double al sezonului. Niciun alt jucător din Liga Națională de Basket Getica 95 nu a mai izbutit un triple-double în actuala stagiune. 12 puncte, 11 recuperări și 11 pase decisive pentru Underwood după triple-double-ul din 16 decembrie contra celor de la Laguna București. Dacă atunci, cumva, te puteai gândi că a venit un triple-double, însă într-un meci la unei informații care n-a arătat mare lucru în actualul sezon, reamintesc, Laguna este singura echipă fără victorie întreg sezonul competițional. Acum Demetrius Underwood reușește într-un joc decisiv și împotriva uneia dintre adversarele directe la poziția A5-a, ultima care permite accesul în top 10, să realizeze un al doilea triple-double al sezonului. Repunere pentru Năsturescu, Timișoara mai are 2 minute și 17 secunde în acest moment pentru a întoarce un deficit de 12 lungimi și a mai spera la top 10. Ratează însă Georgevic, recuperează Wright. Târgu Jiu din ce în ce mai aproape de succes. Underwood acum pe mâna stângă. Din nou Wright, 1-1 cu Georgevic. O pasă trimisă pentru Berculescu, care a venit din aut. Tripla nu e valabilă. A avut piciorul pe linie Camil Berculescu și pierde astfel 3 puncte pe care le-ar fi marcat. Oh,
Acum Gaici, sub panou este Chesar, care pune bine urul pe adversar și scrie cele două puncte. Vucicovic. Minge primită de Ethan White. Mai departe Vucicovic comite abatere de pași. Și este din nou posesie pentru SCM Timișoara. 1 minut și 16 secunde. Năsturescu. Înapoi pentru Georgevic. Aici tot Georgevic, Năsturescu aruncă iarăși de 3, nu i-au intrat astăzi aruncările, recuperarea ofensivă a lui Gaici, două puncte venite pe cea de-a doua șansă. Tonin Năsturescu are astăzi una din 8 la aruncările de 3 puncte. Gaici însă continuă să impresioneze, este a 5-a recuperare pentru el și ajunge la 22 de puncte. Timeout solicitat de Crecimir Basic, care știe că partida asta nu este încă terminată. Timișoara a mai reușit minuni și în sezonul precedent a avut o revenire de senzație în ultima etapă a primei faze din sezonul regulat, atunci când Timișoara întâlnea pe teren propriu CSM Galați într-o confruntare în care practic era situația unui meci eliminatoriu. Cine câștiga mergea mai departe în top 10, cine pierdea cădea în bottom 8, iar acel meci a fost întors senzațional în ultimul minut de gruparea antrenată de către Dragan Petricevic, cel care s-a întors pe banca celor de la SCM Timișoara în 2019, după ce a mai pregătit această formație sub diferite denumiri. Echipa de basket a Timișoarei între 2006 și 2011 și apoi în sezonul 2014-2015. Right. Pe mâna dreaptă, pasa lui Underwood pentru Vucicovic, care înscrie cu panoul și reface avantajul de 10 puncte pentru CSM Târgu Jiu. Gaici către Georgevic, încep să rămână fără timp la dispoziție timișorenii. Georgevic ratează, a vrut coș valabil, nu l-a primit. Vucicovic pe contraatac, slam dunk! 4 puncte la rând pentru Arsenie Vucicovic, care ajunge la 16 puncte. Nu știu când a fost atins panoul, dacă a fost atins, mai bine spus. Oricum, superb aici pasul adăugat. Este un timeout cerut de Dragan Petricevic, dar s-a cam terminat orice oportunitate pentru SCM Timișoara, care va juca, spuneam, vineri în direct pe Prima Sport 2 de la ora 17:45 de minute împotriva lui Dinamo. Meci care devine dintr-o dată important doar pentru dinamoviști. Dinamo cu o victorie scapă de orice emoții în ceea ce privește calificarea în top 10. Pentru Timișoara, duelul respectiv nemai având la fel de multă însemnătate. Bine, repet, Timișoara pierzând acum această confruntare de la Târgu Jiu ar ieși mai bine dacă ar bate-o pe Dinamo și ulterior Târgu Jiu ar reuși să câștige cu voluntari și să câștige la Timișoara, pentru că atunci Timișoara ar merge între ultimele 8 clasate, dar cu două victorii contra lui Dinamo, în timp ce dacă Dinamo, spre exemplu, reușește să se ducă în top 10, înfrângerea asta e luată de Timișoara cu ea și depinde ce se întâmplă și în ultima etapă. Gaici este cel care se pregătește să repună. Timișoara a împins Dinamo cu 91-82 în partida tur, în meci jucat pe data de 10 noiembrie. Georgevic aici. Minge care ajunge la Gaici. Din nou Dimitrievici, expiră atacul. N-are cum să fie mulțumit de ceea ce au făcut jucătorii săi Dragan Petricevic, pentru că să vii după time, după ce ți se desenează o schemă și să nu dai atenție cronometrului de atac, asta în cazul în care a funcționat cum trebuie, dar să vedem.
Arbitrii merg totuși la masa oficială pentru a verifica dacă e cumva valabil coșul lui Dimitrievici. Mie mi s-a părut destul de clar că mingea a căzut în plasă, dar era încă evident în mâna lui Dimitrievici în momentul în care sirena a anunțat finalul atacului. Oricum, repet, pentru Târgu Jiu e o situație bună aceasta în care se află Timișoara, pentru că totuși, revedem și noi faza aici, atâta pe 0 km, cât se poate de clar, abatere de 24 de secunde. Totuși, Timișoara mai are un motiv pentru care să lupte în meciul cu Dinamo de vineri și atunci poate spera să primească ajutor din partea formației bănățene. Dar, repet, în primul rând trebuie să se ajute ea însuși printr-un succes contra celor de la CSU Voluntari, care normal nu se vor da la o parte, pentru că e aceeași situație de care vorbeam puțin mai devreme. Voluntari, dacă ar pierde cu Târgu Jiu, iar Târgu Jiu ar merge în top 10, înfrângerea respectivă ar fi cumulată de trupa lui Einar Bagatskis, lucru care n-ar fi deloc plăcut. Să accelereze aici Underwood, primește Wright, aruncarea este ratată și se termină. 90-78 pentru CSM Târgu Jiu, care îi aplică astfel lui SCM Timișoara cea de-a noua înfrângere stagională și pentru prima oară din 2016 încoace timișorenii nu vor fi în play-off-ul Ligii Naționale de Basket. Pentru CSM Târgu Jiu mai rămân speranțe, dar, după cum am tot vorbit pe parcursul acestei partide, au nevoie de foarte mult ajutor. Al doilea triple-double al sezonului e reușit de același Dimitrius Underwood. 12 puncte alături de 12 pase decisive și 11 recuperări. Underwood, după ce mai făcuse acest lucru în meciul cu Laguna din 16 decembrie, repetă performanța și este omul meciului într-o partidă în care cel mai bun, sau mai bine zis, cei mai buni marcatori ai gazdelor au fost Cam Poloitan și Arsenie Vucicovic, cu câte 16 puncte de pe bancă fiecare, iar cel mai bun marcator al jocului a fost Nicola Gaici, cu 22 de puncte. Eu sunt Cosmin Petrescu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, vă reamintesc că mâine, de la ora 19, în direct pe Prima Sport 3, avem duelul dintre UBT Cluj și Aris Salonic din Eurocup, urmat de la 21 și 30 de minute de meciul dintre Paris Basketball și Prometei Slobojanske din aceeași competiție. Până atunci, vă spun ca de fiecare dată, rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși, rămâneți alături de canalele Prima Sport.